Frumoasa zi a începutului de primăvară a fost marcată la Strășini printr-o manifestare festivă lângă Monumentul Eroilor în parcul central al orașului. Peste 1000 de locuitori ai raionului au participat la războiul pentru independența și integritatea patriei din anul 1992. Țin să menționez că voi sunteți acei bărbați adevărat ai neamului care meritați o deosebită atenție de toți cetățenii acestui raion, raionul Strășeni. Piept în acest război au ținut polițiștii și voluntarii. Deoarece încă nu au format Moldova suverană, nu avea armată națională. Acești bravi polițiști, voluntari și cei de la mic la mare s-au arătat a fi bărbați ai neamului nostru. Mulți stimați combatanți, eu îmi exprim întreaga recunoștință pentru faptul că ați trecut și treceți cu capul sus peste toate greutățile vieții. Nu este simplu astăzi să depășești aceste bariere. Și pentru mândria care o purtați în suflet, pentru această tărie de caracter și putere de muncă, noi vă suntem recunoscători. Situația era foarte încordată atunci, mărturisește fostul comisar militar al raionului. Era foarte greu și de chemat la datorie, fiindcă mulți din trânși, din rezerviști spuneau că are frate, are tată, are neamuri, verișori și așa mai departe, acolo de stânga Dnistrului, care ei la fel erau înarmați și puși să lupte împotriva noastră. Polițiștii au fost primii care au ieșit să apere patria cu arma în mână, fiind urmați apoi de voluntari. Armata națională încă nu era și pe alarmă a fost ridicați, am fost la Coșnița, am fost la podul de la Benderi, am fost în mai multe locuri, dar ultimul am fost pe plasdarmul Chițcani, comandant batalionul numărul 2. În partea stângă eram în centru, în partea stângă a fost batalionul 1 de carabinieri și în partea dreaptă a fost batalionul de poliție Cahul. Eu am dus polițiștii acolo la Chițcani cu autobuz. Și domnul Ștefan Radu, comandirul batalionului nostru, ne-a dat cască, ne-a dat automat, grănăți și am stat la poziție. Cu ocazia împlinirii celor 21 de ani de la declanșarea celui război nedrept de la Nistru, au fost comemorați și strășeninii participanți la războiul din Afganistan. Florile recunoștinței au fost depuse la Monumentul Eroilor, care în clipe de grea cumpănă au apărat patria cu arma în mână.